Da. Da, liniște. Hai, 1, 2, 3 și... Față, ia și suită stânga treaptă. Așa? Da, da. Așa? Da. Bună dimineața, bună ziua sau... Bună seara. Bună seara, depinde când vă uitați la acest video. Eu sunt Omul cu Natura, noi suntem echipa Omul cu Natura, iar în această zi sau în această seară păstrăm tradiția ca în fiecare an. Astăzi vom împodobi... Ce împodobim azi? Bradul! Bradul de Crăciun. Nu vă mai spun istoria bradului, pomului de Crăciun, deoarece v-am zis-o anul trecut într-un video. Dacă nu l-ați văzut, vă voi lăsa un link aici în dreapta sus. Dacă e să se vadă, dați click pe el și vedeți istoria bradului. Dacă nu, căutați pe canalul meu Omul cu Natura și veți găsi. În această seară împodobim bradul. Cum? Dacă nu știți cum să împodobiți bradul, procedura e următoare. Întâi se pune instalația. Avem aici o instalație de anul trecut. Apoi se pun... Ce punem după aia? Decorațiunile. Decorațiunile, adică... Punem globurile. Punem globurile? Da, asta nu are alții. Le punem alții după aia. Globurile la fel sunt de anul trecut. Iar apoi punem ghirlandele sub formă de panduri. Punem ghirlandele? Uh-huh. Și apoi diferite decorațiuni. Mai punem decorațiuni? Da, decorațiuni. Și apoi ne bucurăm de brăduț. O să împodobim brăduț și cu clopoței și cu pinuțe. Și cu mărgeluțe. Mărgeluțe. Foarte bine. Deci ați văzut. Procedura o știm toți în parte. Cineva s-a apucat mai devreme de cotrobui prin decorațiuni, printre globuri. Aici e cutia cu decorațiunile, e o cutie de anul trecut, anul ăsta nu am cumpărat nimic. Ne apucăm de treabă, iar ce vă voi spune pe parcursul acestui video, nici eu nu știu în acest moment. Rămâne o surpriză. Vă pune și mâine de la că nu aveți încă o sperință. Deci vom pune la final cereașa de pe tort, va fi un îngeraș pe care îl vom pune în vârf, deoarece așa am pus noi în fiecare an. Iar anul acesta, ca în fiecare an, îl vor pune îngerașul, îl vor pune una din membrele Omul cu Natura. Haideți să ne apucăm. Am găsit membru. Gata, ne apucăm de treabă și ascultați povestea de pe fundal. Da. Poate pun mărgelile. Punem întâi instalația. Da, și apoi mărgelile. După vreun sfert de oră de descurcat această instalație, ne apucăm să o punem și începem de sus în jos. Eu cred că așa se începe de ornat bradul. Fiecare începe cum vrea, fiecare face cum vrea. Noi așa îl vom începe ca să fim siguri că ne ajunge instalația pe tot bradul. Facem? Acum, dacă vreți o istorie completă a bradului de Crăciun, dar și o comparație dintre bradul artificial și cel natural, vă invit să urmăriți aici pe canalul Omul cu Natura videoul de anul trecut, cu împodobirea bradului. Vă las un link aici în dreapta sus sau în descrierea acestui video sau chiar la final. Ca și anul trecut, am luat un brad natural, crescut în pepinieră specială, în care sunt crescuți doar brazi pentru Crăciun. L-am luat de la același magazin și azi am zis să vă arătăm cum îl împodobim. Acum nu știu dacă e chiar un tutorial, dar dacă vă ajută informațiile, să fie primit. Mă gândeam să vă ofer niște răspunsuri utile la întrebări simple despre un brad de Crăciun. Asta în timp ce noi îl împodobim. Vă vine să credeți sau nu, după ce am împodobit bradul, am fost colindați de Crăciunei vesel, iar muzica de pe fundal e cântată de ei. De vreți să-i mai vedeți, îi veți găsi pe Facebook. Crăciunei vesel.
Ce este bradul de Crăciun și ce semnifică? Păi pomul sau bradul de Crăciun este de obicei un conifer decorat care poate fi natural sau artificial și este asociat cu celebrarea Crăciunului. Am ajuns la a doua etapă. În a doua etapă punem toate globurile, tot ce avem, tot punem pe brad, fiecare cum poate. Se spune că bradul este un pom al vieții datorită faptului că el rămâne verde mereu, simbolizându-l astfel pe Hristos, veșnic viu. Cu ce este decorat și cum este decorat? Simplu și creativ. El este adus în case inițial, dar în ziua de azi, în perioada Crăciunului, îl găsim peste tot, în piețe, în centrele orașelor și în spațiile comerciale. De obicei este decorat cu nelipsitele luminițe, care pot fi albe sau colorate. Și recomandat e să fie pe LED ca să plătim mai puțin la factura pe lumină. Ce se mai pune pe brad? Se pun ghirlande, se pun decorațiuni, se pun bomboane și dulciuri de ale Crăciunului. Oricum, fiecare îl poate împodobi cu ce vrea și cum vrea. Trebuie doar puțină creativitate, inspirație și îndemânare pentru cei ce își confecționează singur decorațiunile. Apropo de decorațiuni, am găsit pe YouTube o mamă ce confecționează decorațiuni de Crăciun împreună cu a ei copii, într-o atmosferă familială, liniștită și plăcută. Ea este Anca, iar pe YouTube o găsiți ca Anca Cojoc și cred că merită să-i faceți o vizită pe canal, deoarece consider că puteți învăța multe lucruri de acolo. Acum revenind la bradul nostru, când se împodobește bradul de Crăciun? Tradiția spune că pomul de Crăciun se împodobește în ajun de Crăciun, pe 24 decembrie. Așa am fost și eu învățat de părinții mei când eram mic. Azi fiecare îl împodobește când vrea, de obicei când are timp. Că e 1 decembrie, că e 6 decembrie de Moș Nicolae, că e cu o săptămână înainte de ajun, toți îl vrem cât mai repede să ne bucure privirea. De ce se pune în vârf o stea sau un îngeraș? Deoarece acestea au o semnificație creștină. Steaua i-a condus pe magi la Betleem, acolo unde s-a născut Isus, ducându-i cadouri. Îngerul e cel care i-a anunțat pe păstori că s-a născut Isus și i-a îndrumat și pe ei să meargă la el. Următoarea etapă. Mai creștinește sau nu, se spune că steaua din vârful pomului de Crăciun aduce noroc și îndeplinire de dorințe. Azi, pe lângă bradul de Crăciun, mulți ornează și așa numitele coronițe de Crăciun, ce sunt agățate pe ușile de la intrare, simbolizând sănătate și bunătate, iar forma rotundă reprezintă veșnicia dragostei ce nu moare niciodată. Când a apărut prima dată bradul de Crăciun? Din punct de vedere istoric, nu există un început exact al pomului de Crăciun. Plantele veșnic verzi semnifică vitalitate, viață, iar în trecuturile vechi, oamenii credeau că pot aduce sănătate în casele lor prin verdele decorat. Egiptenii, chinezii, dar și evreii considerau decorațiunile de copaci, coroane, ghirlande ca un simbol al vieții veșnice. Romanii împodobeau casele cu ramuri de laur la trecerea anilor. Nordicii agățau ramuri de brad pe case la începutul iernii, pentru revenirea primăverii. Am pus 6 ghirlande în brad, dar mai avem decât una. Care? Avea cu margere. Da. N-am pus să țin eu de un cap. Da, știi de ce să ții tu? Să țin de capătul ăsta. Uite asta.
Totuși se spune că obiceiul bradului de Crăciun a luat naștere de la triburile germanice, iar apoi s-a răspândit. Pentru ei, bradul simboliza prin forma lui triunghiulară Sfânta Treime, iar podoabele ce erau în brad semnificau cunoașterea și bogăția, asemeni pomului sacru din grădina Edenului, unde se găseau merele sau fructele cunoașterii. În Evul Mediu, pe 24 decembrie, se celebra sărbătoarea lui Adam și Eva, iar simbolul acestei sărbători era un pom împodobit cu mere, fructul cunoașterii. În epoca modernă, prima dovadă a unui brad împodobit este în Linonia, adică în Estonia și Letonia de azi, în secolul al XV-lea, iar de aici tradiția s-a răspândit peste tot. Prima asociere a bradului împodobit cu sărbătoarea Crăciunului a fost în Germania, în secolul al XVI-lea, când bradul era împodobit cu lumânări. În România noastră dragă, primul brad de Crăciun împodobit a fost adus de regele Carol I de Hohenzollern în 1866, iar din acel moment românii au preluat tradiția și o continuă și astăzi. Totuși, la noi românii, în unele sate se găsește tradiția bradului împodobit la nunți, dar și la moartea unei persoane tinere. Obiceiul există din vremea dacilor și semnifică o nuntă rituală între persoana decedată și natura simbolizată prin brad, adică viața veșnică. Și ce urmează acum? Îngeraș. În momentul acesta vom pune îngeraș. Chiar acum? Chiar acum. Chiar. Mai, 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 mai. Cu fața, vedeți, pui cu fața în coace, nu? Da? Stai, stai, stai. În zilele noastre, bradul de Crăciun și împodobirea lui a devenit una din cele mai îndrăgite datini, atât în orașe cât și la sate, odată cu așteptarea în seara de ajun a unui personaj mitic, Moș Crăciun. Cu chiu, cu voi am reușit să terminăm bradul. Ar mai merge completat pe aici, pe acolo, dar vedem zilele următoare. Iar acum urmează o operațiune specială. Luminițele! Trebuie să aprindem luminițele. Așa că stingem toate becurile și aprindem luminițele. Aprindem luminițele? Stingem toate Prea multe luminițe, prea multe decorațiuni ne cam împiedică să vedem adevărata lumină și adevărata semnificația Crăciunului, precum și adevăratul simbol al bradului. Indiferent de originea lui, bradul simbolizează aspecte importante ale sărbătorii Crăciunului. Spiritul bunătății și dărniciei, de aici și schimbul de cadouri, bradul reprezintă îmbrățișarea naturii și a rolului său în anotimpurile de schimbare, bradul reprezintă viața eternă, bradul reprezintă primirea tradiției de sărbători a Crăciunului, adică nașterea pruncului Iisus. Se știe că sărbătoarea nașterii lui Iisus o reprezintă Crăciunul, o sărbătoare a păcii sufletești și a cadourilor, plină de lumină, semnificații și simboluri. Din plastic sau natural, mic sau mare, copăcel sau coroniță, bradul nu lipsește din nicio casă în seara sfântă a Crăciunului. Și plin de nerăbdare, așteptăm cu mic cu mare momentul magic al împodobirii lui. Iar când acest moment este încununat și de un colind, totul devine de poveste, exact cum au făcut acești crăciunei veseli. Că e împodobit de decorații sau zăpadă iarna, bradul este un simbol al pădurilor noastre, al naturii. Ocrotiți natura ca și ea să ne ofere și să ne ocrotească, știți voi, în felul ei. Sărbători fericite vă urează Crăciunei vese! Ha, ha, ha!
Crăciunul Iveser vă dorește tuturor un Crăciun fericit și un an nou plin cu bucurii. La mulți ani! Thank you.